Claudia Niculescu s-a așezat greu și i-a cerut fiului ei să-i aducă niște picături de valeriană. Mamă, de ce te aci așa? Pașa a suspinat în timp ce scotocea prin dulapul ei. Nu este sfârșitul lumii. Aș vrea să fie sfârșitul lumii, a scuturat ea din cap. Nu-și imaginase niciodată că fiul ei o va trata astfel. Se așteptase ca ei să discute despre asta împreună, să aleagă apartamentul ca o familie. Dar iată surpriza asta. El a apărut pur și simplu și a pus-o în fața faptului împlinit. Și apoi a ridicat din umeri ca și cum nu ar fi fost nimic. Știai că vom cumpăra, așa că am cumpărat. Dar nu era vorba doar de faptul că Claudia Niculescu știa că fiul și nora ei plănuiau să cumpere un apartament. Ea le dăduse banii pentru jumătate din el. Firește, ea credea că are tot dreptul să se implice în alegerea acestuia. Avea propriile opinii și o bogată experiență de împărtășit. I-ar fi putut sfătui cu privire la ce să caute atunci când vizitează un apartament. Dar tânărul cuplu decisese totul de unul singur, iar acum fiul ei insista calm că nu era nimic special la el. Ea știa deja. Claudia Niculescu era indignată. Nimeni nu credea că fiul ei o poate desconsidera în acest fel. Și avea perfectă dreptate, ar fi trebuit să aleagă apartamentul împreună. Au cumpărat o groapă de gunoi, a deplâns ea. Pavel a descris apartamentul în detaliu, iar mama sa a fost îngrozită. Nu era renovat. O doamnă în vârstă locuise acolo, ceea ce însemna că totul era vechi și abia se mai ținea. Ea credea că locul avea nevoie de o revizuire completă. Țevile erau ruginite, ferestrele trebuiau înlocuite, toate instalațiile sanitare, bucătăria, totul. Pavel a încercat să argumenteze. Nu era chiar atât de rău, nu totul trebuia schimbat. Doar un pic de modernizare și-ar fi fost suficient. Puțin? A suspinat mama lui. Nu-mi cere bani. Ai arătat deja că nu ai rușine. Și cum rămâne cu cartierul? A întrebat ea, revenindu-și oarecum din șoc. A fost un lucru bun că stătea jos, pentru că atunci când a auzit unde se afla acest apartament dărăpânat, și-a strâns pieptul și a început să fumege din nou. Era revoltător. De asta le dăduse banii? Locul era atât de departe de ea. Ar fi trebuit să petreacă o jumătate de zi doar pentru a-și vizita fiul. Dar cartierul era bun, totul în apropiere și aproape de locul de muncă, justifica fiul ei. Ina l-a alesese pentru că era aproape de o școală, de grădiniță și de locul ei de muncă, ceea ce făcea mai ușor să ia copiii la nevoie. Ce? Mama lui a făcut ochii mari. Acum totul are sens, își flutură nările. Asta a fost tot ce a făcut Ina ta, să mă țină cât mai departe posibil. Claudia Niculescu era și mai furioasă acum. Întotdeauna îi spusese fiului ei că își alesese soția greșită. Oricum mai privi lucrurile, această Ina lua întotdeauna decizii greșite. Iar acum, nu pierduse ocazia de a-și arăta lipsa de bun simț. Găsise un apartament în mijlocul pustietății și își forțase soțul să-l cumpere. Era ușor să spună că cartierul îi se potrivea, doar pentru a evita să-și vadă soacra. Deci Pașa insista că Ina alesese zona pentru apropierea de locul ei de muncă și nimic altceva. Mama lui nu o credea. Exact, Ina ta nu are gânduri în cap, nu gândește. S-a înfuriat ea. Este ușor să fii răutăcioasă cu banii altcuiva. Claudia Niculescu era profund rănită. Ea repeta într-una că Ina nu era potrivită pentru Pașa. Ea spusese asta de la început, dar el închisese ochii la asta. Nici el nu gândea cu capul, ci doar cu o parte a corpului. Apoi starea ei de spirit s-a schimbat și a început să plângă. Fiul ei o va lăsa singură la bătrânețe. Acum o vizita o dată pe an. Nimeni nu-i va aduce un pahar cu apă. Dacă se întâmpla ceva, ar fi abandonat-o pe bătrână. Fiul ei a zâmbit, a îmbrățișat-o și i-a spus că nu era deloc bătrână. Bineînțeles, o vor vizita,
iar ea ar putea veni și ea. De ce să facă o tragedie din asta? Nu era ca și cum s-ar fi mutat în alt oraș. Claudia Niculescu era departe de a fi bătrână, într-adevăr. 57 de ani. Cu greu o femeie bătrână. Era o femeie frumoasă, energică. Lucra, avea o mulțime de prieteni. Mai avea destulă viață de trăit. După ce s-a calmat puțin, Pașa i-a spus că nu venise doar pentru o discuție, ci pentru a o invita la petrecerea lor de casă nouă. El a crezut cu naivitate că mama lui s-a calmat și a acceptat situația. Dar ea a devenit și mai furioasă, refuzând categoric să pună piciorul în apartamentul pe care ei îl cumpăraseră fără acordul ei. A declarat cu fermitate că, din moment ce ei o tratau în acest fel, nu va mai pune piciorul în acel loc. Să-i lase să trăiască pe cont propriu și să o lase în pace. Nu mai voia să aibă nimic de a face cu nora ei. Soacra era convinsă că totul era opera Inei. Ea-și transformase fiul într-un pămpălău. Pavel nu se comportase niciodată așa. Pașa nu și-a putut convinge mama de contrariul. S-a întors acasă supărat, ceea ce a stricat și dispoziția soției sale. I-a spus Inei că mama sa a declarat-o persona non grata. Soția sa înțelegea că soacra ei nu o plăcea, dar asta era prea mult. La urma urmei, era viața lor, nu trebuiau să se consulte cu nimeni. Dar cum Claudia Niculescu era atât de principialistă, Ina a decis că va juca după regulile ei. Nu avea de gând să intre cu forța, erau destule uși deschise în altă parte. Ca să fiu sinceră, Ina a crezut că soacra ei se va răzgândi, dar nu a făcut-o. Acum, la toate adunările de familie din partea soțului ei, nora nu era invitată. Deși Ina nu era nerăbdătoare să-și vadă soacra, acest lucru mergea prea departe. Era normal ca un soț să meargă la un eveniment de familie fără soția sa? Soacrei i s-a părut perfect normal. La început, Ina a fost furioasă. Dacă Claudia Niculescu avea de gând să fie atât de dificilă, era mai mult decât fericită să evite să o viziteze. Și lucrurile erau în regulă. Soțul ei pleca, iar ea rămânea acasă, bucuroasă să evite orice conflict cu soacra ei. Dar acest lucru a continuat până în vară. Și atunci soția s-a săturat de acest aranjament. Părinții lui Pașa aveau o casă la țară. Au nevoie de ajutor acolo, a anunțat soțul ei. Și nu e nimeni să ajute în afară de mine. El înțelegea că avea o soție cu care trebuia să petreacă și el timp. Dar mai era casa cu părinții lui, iar mama lui tot nu voia să o vadă pe Ina acolo. Era o situație de nerezolvat pentru moment. Trebuie să mă înțelegi și pe mine, a pledat soțul ei. Voi doi veți ajunge doar să vă certați. Ina și-a dat seama că soțul ei își va petrece toată vara la casa fără ea. Iar mama sa îl avea încă pe soțul ei, care era perfect capabil. Chiar dacă erau divorțați, casa era comună, iar ei încă își petreceau timpul împreună acolo. În plus, Claudia Niculescu era încă plină de energie. Nu era ca și cum ar fi avut nevoie disperată de ajutor. Și casa era mică, cu puține lucruri de făcut. Doar o grădină pe care să o planteze de plăcere, nu hectare de pământ. Amintindu-și de anul precedent, când Ina încă mai mergea acolo, întreaga familie se ducea în principal să se relaxeze și să facă kebab la grătar. Ina și-a dat seama că nu era nevoie ca soțul ei să meargă la casa. Ar fi mai corect pentru ei să petreacă timp împreună. Dacă soacra ei nu o lăsa să o viziteze, puteau merge în altă parte. Dar Pașa nu a fost de acord cu soția sa, insistând că nu merge acolo să se relaxeze. Până la urmă și-a luat liber și a petrecut o săptămână întreagă la casa. Când s-a întors, soția lui nu era acasă. I-a luat câteva încercări să dea de ea și a aflat că era în vacanță la mare. Plecase la oraș cu câteva zile înainte. La început, el a crezut că este o glumă, dar Ina l-a rugat să ude florile acum că s-a întors, pentru că era cald, iar ea le udase pentru ultima dată înainte de plecare.
Soțul ei era nedumerit și a întrebat-o ce face în oraș. Avea compania lor afaceri acolo. Soția lui fusese întotdeauna împotriva călătorilor de afaceri. Dar Ina îi spusese că a plecat în vacanță. Ce a vrut să spună cu asta? Pașa era nedumerit. Este o glumă? S-a întrebat el. Dar i s-a explicat destul de clar, el se dusese să se relaxeze la casa și, cum soția lui nu avea voie să-i se alăture, ea s-a dus în schimb la oraș. La urma urmei, și ea avea o vacanță și era stresată la serviciu, avea nevoie să se reîncarce. În cele din urmă, Pașa și-a revenit și s-a entuziasmat. A sugerat că, din moment ce mai avea ceva timp de vacanță, ar putea să-i se alăture la oraș. Dar Ina a obiectat imediat. Ea rezervase o cameră pentru o singură persoană. Dacă ar veni și el, ar trebui să găsească alt loc, iar asta ar costa în plus. De ce nu vorbești mai întâi cu mama ta? L-a sfătuit ea. Ia-ți va aminti ce ar trebui să faci cu banii tăi. Pavel doar a oftat. Mama lui cu siguranță nu ar fi fost de acord. Ea credea că banii nu trebuie irosiți, trebuie investiți. I-a băgat asta în cap, iar el îi urma de obicei sfatul. Mama lui ar fi spus că relaxarea la casa era suficientă. În cele din urmă, Ina s-a bucurat de timpul petrecut la mare și s-a întors acasă. A sperat că soțul ei a învățat ceva din toate acestea, dar nimic nu s-a schimbat. Pașa a continuat să meargă la casa pentru a-și vedea mama. Toate weekendurile, soțul și soția le petreceau separat. Tânărul cuplu devenise practic un simplu coleg de cameră, fără activități comune. Zilele săptămânii erau ocupate cu munca, iar weekendurile cu petrecerea timpului liber separat. Și așa a fost în toate cele 3 luni de vară. Ina participa singură la petrecerile aniversare ale prietenilor ei, deoarece soțul ei era întotdeauna preocupat. Nici măcar ocaziile speciale nu-l puteau ține departe de casa. Tânăra femeie a început să bănuiască că poate soacra ei îi găsise pe altcineva acolo. La urma urmei, totul era posibil. Dacă nora asta nu era suficient de bună, avea să găsească alta, mai ascultătoare. Ina s-a săturat de acest tip de viață de familie și a decis că era timpul să aibă o discuție serioasă cu soțul ei. Dar găsirea timpului pentru discuții era o provocare. După muncă, toată lumea voia doar să se relaxeze și nimeni nu avea energia necesară pentru o ceartă. O rezolvare pașnică și rapidă părea puțin probabilă. Fiecare încercare pe care o făcea era respinsă de soțul ei. Pașa nu vedea niciun fel de problemă. Și ce dacă se ducea la casa să-și vadă mama? Soția lui avea multe de făcut acasă. Toată lumea era ocupată și totul era bine. În plus, putea ieși cu prietenii ei. Alții, susținea el, ar fi bucuroși să aibă o asemenea libertate. E doar pentru vară, o asigura Pașa pe soția sa, insistând că mama sa nu va fi supărată la nesfârșit, îi va trece. Dar Ina era convinsă că soacra ei nu numai că nu va trece peste asta, dar probabil că va găsi pe altcineva pentru fiul ei. Într-un alt weekend ploios, soțul ei a plecat din nou la casa, în timp ce Ina a decis că era în sfârșit timpul pentru o discuție sinceră. L-a sunat duminică și l-a rugat să vină mai devreme acasă pentru a putea vorbi în sfârșit. Ina spera la un dialog constructiv. Soțul ei știa că au probleme și a înțeles despre ce urma să fie discuția. El a promis că va veni acasă într-o oră, dar 3 ore mai târziu, i-a trimis un mesaj în care îi spunea că este prea ocupat, că pur și simplu nu este posibil. Mama lui pur și simplu nu l-a lăsat să plece, iar el nu a insistat. A preferat să se scuze în fața soției sale. Pavel a ajuns acasă în acea seară, încrezător că a reușit să evite din nou conversația. Dar când a intrat în apartament, a fost întâmpinat cu 2 valize. Ce se întâmplă? Iar pleci undeva? A întrebat el, nedumerit. Nu eu, tu, i-a răspuns soția. Ești un om bun, iar eu divorțez de tine, nu de tine, ci de mama ta.
Sunt sigură că acest lucru va fi mai convenabil pentru toată lumea. Pavel a crezut că Ina glumea. Totul era bine între ei, așa că de ce să divorțeze? Și pentru un motiv atât de nefondat. Îi spusese că mama lui va trece peste asta în cele din urmă. Dar soția lui se hotărâse deja. Era mai ușor pentru el cu mama lui, așa că ea a rezolvat problema pentru el. Și astfel, tânărul a trebuit să se mute înapoi la mama sa. Dar Claudia Niculescu l-a trimis imediat înapoi pentru a rezolva lucrurile cu soția sa. Apartamentul era al lor împreună, a insistat ea. Să o lase pe noră să se mute. Fiul ei a încercat să explice că apartamentul era pe numele soției sale. El nu putea face nimic. Dar mama sa l-a făcut laș și a decis să se ocupe ea însă și de asta. Pentru prima dată, s-a încumetat să pună piciorul în apartamentul pe care îl cumpăraseră fără acordul ei. A intrat în forță, țipând la nora ei să-și facă bagajele și să plece din apartamentul lui Pașa. Dar Ina a informat-o calm că soțul ei nu are nimic de a face cu apartamentul. Mama sa, spumegând de furie, a continuat să insiste că, din moment ce ea a dat banii, apartamentul era al lui Pavel. Atunci a ieșit la iveală adevărul. Ina nu avea nicio idee despre banii mamei sale. Părinții ei plătiseră pentru apartament. Pașa nu contribuise cu niciun copec. Claudia Niculescu a refuzat să creadă și a continuat să-i ceară nurorii sale să-și facă bagajele și să nu mai facă pe deșteapta. Dacă vei continua să faci scandal, voi chema poliția, a amenințat Ina. Tu nu ești nimeni aici. Te vor da repede afară. Iar în instanță, am destule dovezi. Toate chitanțele și extrasele de cont erau în regulă. Pentru moment, soacra s-a retras, știind că poliția o va da afară, dar era încrezătoare că va câștiga în instanță. Dar, mai întâi, a vorbit cu fiul ei, acuzându-i soția de nerușinare și îndemnându-le pe Pașa să meargă la tribunal a doua zi pentru a-și revendica jumătatea din apartament. Fiul ei a trebuit să recunoască că nu contribuise cu niciun ban la apartament. Investise ceea ce îi dăduse mama sa, sperând la un randament. Dar s-a dovedit a fi o schemă piramidală, iar el a pierdut totul. Nu-i spusese soției sale despre banii mamei sale, pentru că știa că părinții ei plănuiau să acopere întreaga sumă. Bineînțeles, nici pe mama sa nu o informase. A vrut să rezolve totul în secret. Nu a crezut niciodată că mama sa va reacționa în acest fel. În cele din urmă, tot adevărul a ieșit la iveală. Acum Ina nu mai avea nicio îndoială, avea nevoie de divorț. Apartamentul, desigur, a rămas cu ea. Pavel nici măcar nu a încercat să pretindă nimic. Deși mama lui a insistat să lupte pentru partea lui, el nu a vrut să risipească bani pe avocați. Era inutil, nu s-ar fi schimbat nimic. Tânărul cuplu a divorțat rapid și în liniște. O altă căsnicie se destrămase din cauza unui apartament. Pavel locuia acum cu mama sa, în timp ce fosta sa soție rămăsese în apartamentul ei. Vă mulțumim că ați ascultat povestea până la sfârșit. Vă rugăm să susțineți canalul cu o apreciere. Nu este un efort mare pentru tine, dar înseamnă mult pentru mine. Pe curând!